never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Bună, dragilor, și bine ați revenit la un nou videoclip, iar dacă ești nou pe canal, bună, eu sunt Alina. După cum bine ai văzut din titlu, astăzi o să avem un videoclip de gen Clean With Me. O să facem curățenie în partea de sus a casei mele, în dormitoare și în baie. Pentru că dacă ești la mine pe canal de ceva vreme, cred că știi că acum mai bine de 2 luni am început noi un proiect de renovare care ne-a luat mult mai mult timp decât ne așteptam și partea de jos a casei mele este un șantier, fără să exagerez. Progrese s-au făcut, dar bineînțeles, ca în fiecare proiect de renovare, am întâmpinat și câteva dificultăți despre care o să-ți povestesc eu în videoclipul de duminică. Am reușit să aplicăm și tapetul de pe Temu, o să-ți povestesc eu în videoclipul de duminică că acela este cu totul alt subiect, dacă ne-a plăcut, cum l-a montat Andrei, dacă a fost greu, dacă se merită, că prețul este foarte mic, dar se merită, nu se merită, o să-ți povestesc eu. Astăzi, în schimb, o să ne ocupăm de camere și așa cum bine ai văzut, am început în camera Mirunei și primul lucru pe care am vrut să-l fac a fost să-i schimb lenjeria de pat. Anul trecut am găsit lenjeria aceasta de pat, cred că la B&M, dacă nu mă înșel, și cred că a folosit-o, nu știu, câteva zile. Am cumpărat-o chiar înainte de Halloween în secțiunea lor de reduceri. Mi se părea așa un pic cam scump să plătesc, nu știu, 15-20 de lire pe o lenjerie de pat specifică Halloween-ului, dar cred că pe așa s-a plătit undeva la 5 lire și am vrut neapărat să o pun un pic mai repede anul acesta pentru ca ea să se poată bucura de ea toată luna lui octombrie. A fost super fericită când a ajuns acasă de la școală și a văzut nomii aceștia super, super cute. Avem acolo o vrăjitoare, un om care vrea să arate ca și o mumie. Da, super drăguță, i-a plăcut și ei foarte mult. Am vrut să șterg un pic și praful, nimic extraordinar, pentru că, așa cum bine știi, dacă la parter este șantier, praful cu siguranță își va face simțită prezența și la etaj, dar am vrut totuși să împrospătez un pic așa spațiul acesta. Am șters un pic praful. Încă îmi place super, super mult spray-ul acesta de la Zoflora. Este ediția lor de iarnă. Cred că este cu scorțișoară și cu Winterberries, parcă, sau ceva de genul acesta. Nu mai mi-aduc aminte exact acum să vă spun. Dar încă îmi place super mult. Bineînțeles că nu este un spray, nu știu, care ai vrea tu să îndepărteze murdăria extremă, este mai mult pentru, eu îl folosesc mai mult pentru a șterge praful sau mai știu eu ce, dar lasă o mireasmă minunată în spatele lui, să zic așa. Și vorbind despre produsele de curățenie, am vrut să vă fac și un update la produsul acela de la Asevi, cum se numește brandul acela pentru baie. L-am încercat în videoclipul de astăzi împreună cu voi și o să ne mutăm într-un minut în baie și o să spun toate părerile mele. Mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, o să povestim într-un minut. Dar haide să te las cu un pic de muzică, că nici bine nu am început videoclipul și eu n-am mai terminat de pălăvrăjit. Never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I time I got, it is just enough to get by.
Sometimes I understand I'm making all the wrong demands in life. It never pays in the end, but still I am here, moving on like before. Și acesta este produsul de la Asevi, despre care spuneam mai devreme. Încă mi se pare că pronunț greșit numele brandului acestuia, în orice caz. Acesta este produsul de baie despre care îți povesteam și nu știu ce să spun despre el. Știu că și părerile voastre în comentarii au fost destul de împărțite. Unele dintre voi vă împăcați foarte bine cu brandul acesta și altele mai puțin. Acum, ce să spun despre acest produs? Dacă ești la mine pe canal de ceva vreme, știi deja că îmi place foarte mult să încerc produse de curățenie. Nu pot să spun că îmi place să fac curățenie, dar faptul că am un nou produs pe care pot să-l încerc, mă face un pic mai încântată și să fiu un pic mai nerăbdătoare să fac curățenie în încăperea respectivă. Așa că de-a lungul timpului am încercat destul de multe produse de curățenie, în special cele pentru baie, că cred că toate avem un fix așa în ceea ce privește produsele de curățenie și cele mai puternice pe care eu le folosesc sunt cu siguranță în baie. Mi-a plăcut, așa, a curățat destul de bine, nu pot să zic că n-a curățat, dar eu am făcut diferență cu un produs de curățenie pentru baie, la care mă reîntorc întotdeauna și pe care, indiferent cât de multe produse de curățenie am încercat, la produsul acesta mă reîntorc, și anume spray-ul de la Flash. O să-ți introduc o poză aici, nu știu dacă îl găsești și în România, habar n-am, dar este un produs pe care eu chiar îl recomand, este foarte bun, curăță bateriile, curăță ceramica, curăță vasul de toaletă, curăță oglinzi, curăță orice vrei tu. Deși ei nu îl, nu știu, nu-i fac reclamă ca a unui produs menit să curețe toate aceste suprafețe despre care eu ți-am spus, din punctul meu de vedere este un produs universal care curăță toate aceste suprafețe fără prea multe probleme. Nu știu, mie îmi place super, super mult. Cu siguranță, dacă nu l-ai încercat, cu siguranță îl recomand. Mergând mai departe, recipientul acesta pentru bețigașe de urechi, pe care, să fiu cinstită, cred că cel mai mult eu le folosesc, mai ales la machiaj, l-am cumpărat din România, din Jumbo, și este așa super, super drăguț, nu intră foarte multe bețigașe, nu știu cum să zic, poate 20-30 maxim, dar având în vedere că nu le folosim foarte des și mai mult eu le folosesc, hai să zic că poate mai folosește și Andrei din când în când, dar mai mult eu la machiaj. Un alt lucru de care am fost extrem de încântată și pe care abia am așteptat să-l încerc a fost să pun la acesta de mâini de la Tezorii d'Oriente. Am așteptat să vină toamna așa cum trebuie să pot să-l folosesc, că l-am mirosit, l-am cumpărat în vară din DM, din Germania, și l-am mirosit și mi se părea un săpun destul de... Mi se părea că săpunul avea un miros foarte greoi pentru vară și așa că am așteptat să... ca vremea să fie un pic mai răcoroasă să pot să-l folosesc. Și vorbim despre vreme, doamne, deci cred că și în România s-a răcit acum, dar aici în Marea Britanie, săptămâna trecută, fetelor, am avut temperaturi de până la 5 grade, asta e în timpul zilei, nu vorbesc noaptea, și centrala merge de numai, dar a fost foarte, foarte frig. Da, lasă-mi în comentarii cum e vremea acolo unde locuiești, că știu că și mama zicea că la noi în Transilvania vremea cu siguranță s-a răcit și toamna și-a făcut simțită prezența. How many smiles does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you. How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. You to know.
Și în ziua în care eu am făcut curățenie împreună cu voi, eram acasă doar eu și Mihai, Miruna era la școală, Andrei era la servici și cred că ți-am mai povestit eu, dar de când a început Mihai colegiul, merge la școală 4 zile pe săptămână și o zi are o zi acasă în care ar trebui să-și facă temele, să se uite peste materialele pe care poate nu le-a înțeles destul de bine și așa mai departe. Este timp în care el poate să facă cu timpul acesta ce vrea el, dar să lucreze și ceva pentru școală, să zic așa. Și nu am făcut curățenie împreună cu voi la el în cameră, pentru că a vrut să-și facă el singur ordine în dulap și a vrut să verifice exact ce are, ce-i place, ce nu-i mai place și să posteze pe site-ul acesta Vinted. Cred că este un site super, super popular. Dacă ești la mine pe canal de ceva vreme, poți să-ți dai seama că cu rețelele acestea de socializare și cu chestiile astea noi sunt cam în urmă. Se vede că sunt trecută de 35 de ani, dar asta a vrut să facă, să își verifice toate hăinuțele și apoi să posteze pe Vinted lucrurile de care, nu știu, nu mai este la fel de încântat și poate cu banii aceia să-și cumpere alte haine. Lasă-mi în comentarii, tu ai încercat site-ul acesta? Nu știu, mi se pare așa un hustle foarte mare. Nu știu, poate este doar în mintea mea, dar Mihai era super încântat de site-ul acesta, așa că l-am ajutat să-și facă câteva poze, i-am aspirat, dar în rest a făcut el singur curățenie, nu a avut nevoie de ajutorul meu. Acestea fiind spuse, ne-am mutat în dormitor. Primul lucru pe care îl facem este să schimbăm lenjeria de pat și un lucru pe care l-am observat la mine, și poate și tu la fel ca mine, dacă mă simt copleșită, nu știu, obosită, mental în special, poți să-ți dai seama de starea mea de la noi din dormitor, dacă lucrurile nu sunt puse la locul lor, dacă dulapul meu nu este aranjat așa cum trebuie, organizat așa cum trebuie, poți să-ți dai seama că eu mental nu sunt în cel mai bun place, să zic așa. Chiar, lasă-mi în comentarii care este locul din casa ta care arată cel mai bine starea ta de spirit. Știu că pentru multă lume este dulapul. Dacă nu suntem ok și ne simțim așa un pic copleșiți, să nu folosesc termenul overwhelmed, știu că dulapul arată cel mai bine chestia asta, dar pentru mine este dormitorul. Mi se pare că las lucruri peste tot, nu le pun la locul lor și Andrei cu siguranță își dă seama dacă sunt obosită, dacă am nevoie de o zi în care să, nu știu, las lucrurile mai moale sau așa mai departe, după starea dormitorului nostru. Într-o altă ordine de idei, lasă-mi în comentarii care a fost un lucru bun care ți s-a întâmplat săptămâna aceasta și care îți vine așa instantaneu în minte. Poate să fie, nu știu, faptul că ți-ai cumpărat ceva, faptul că ți s-a întâmplat ceva ok la lucru, faptul că, nu știu, o colegă sau un coleg te-a complimentat, faptul că ai încercat o mâncărică nouă, faptul că ai ieșit din zona ta de confort și, nu știu, ai făcut ceva nou pentru tine sau că ai fost la un film sau mai știu eu ce. Lasă-mi în comentarii, mi-ar plăcea foarte mult să aud părerile voastre. Acum că editez acest videoclip, mi se pare că unul dintre lucrurile care mi-a pus așa un zâmbet pe buze și este foarte materială treaba, știu că nu este, da, nu este de acolo din suflet, dar și lucrurile acestea ne fac să ne simțim un pic mai bine. Dar pentru mine săptămâna aceasta cred că a fost, nu știu, în afară de copii, de Andrei, de lucrurile frumoase care mi se întâmplă în fiecare zi și pentru care sunt recunoscătoare, cred că un lucru care mi-a pus un zâmbet pe față și pe care am putut să-l văd cu atât mai mult acum că am editat acest videoclip a fost lenjeria de pat. Este o lenjerie super confortabilă, cumpărată de la Danelm și deși inițial mă gândeam eu să o folosesc mai mult în perioada Crăciunului, pentru că mi se pare așa că transmite niște vibe-uri crăciunistice, până la urmă m-am hotărât să mă bucur de ea și toamna
că este super, super moale, super confortabilă. Dar da, lasă-mi în comentarii care a fost unul dintre lucrurile care ți-au făcut ziua un pic mai bună săptămâna aceasta. Mi-ar plăcea foarte mult să știu. Și cu aceste cuvinte și gânduri pozitive o să încheiem noi videoclipul de astăzi. Mulțumesc mult pentru vizionare, mulțumesc din suflet pentru că decizi să-ți petreci timp aici cu mine, la mine pe canal, mulțumesc pentru că decizi să-mi comentezi la videoclipuri, habar n-ai cât de mult înseamnă acele cuvinte pentru mine și în zilele în care mă simt așa un pic mai... nu știu, mai low, că toți avem zile de acestea, nimeni nu este perfect, nimeni nu are zile în care să se simtă doar wow, 100%, eu sunt cel mai și cel mai... Nu împărtășesc eu chestiile acelea cu voi în mod constant și nu aduc o notă de negativitate asupra videoclipurilor mele, deși știu că acelea sunt videoclipurile care au cele mai multe clicuri, cele mai multe vizualizări. Dacă spui ceva rău, cu siguranță videoclipul acela are cele mai multe vizualizări, dar ceea ce încerc eu să fac aici, în micuțul meu colț de internet, ceea ce încerc eu să vă transmit vouă este, nu știu, pozitivitate. Să vii la mine pe canal să te gândești că, mă, un lucru pe care tu l-ai văzut sau l-ai auzit la mine pe canal ți-a făcut ziua 1%, 0,1% mai bună sau ți-a pus un zâmbet pe față sau nu știu. Asta este ceea ce încerc eu să transmit pe acest canal și pentru fiecare dintre voi vă mulțumesc din suflet, habar n-aveți cât de mult înseamnă pentru mine comentariile voastre. Chiar mă gândeam la un lucru, dar nu știu dacă este ok, nu știu dacă multora dintre voi v-ar plăcea și sub nicio formă nu aș vrea să supăr pe cineva, dar mă gândeam ca în fiecare videoclip care o să urmeze să alegem un comentariu care, nu știu, mi-a plăcut mai mult sau care, nu știu, mi-a creat așa o stare de bine și să-l împărtășesc cu voi ca și un highlight al videoclipului precedent. Oare m-am făcut bineînțeleasă? Nu știu. Nu o să postez nume, sub nicio formă, că știu că chestia asta cu internetul și cât suntem de atenți cu lucrurile pe care le spunem și cu viața noastră privată, este pentru fiecare, nu sunt eu aici să divulg lucrurile acestea. Dar mi-ar plăcea enorm de mult să împrăștiem cât mai multă pozitivitate în lumea aceasta și dacă un lucru spus de voi mi-a făcut mie ziua mai frumoasă, poate acel lucru va face și ziua altcuiva un pic mai frumoasă. Mulțumesc mult pentru vizionare ca de fiecare dată, sper că ți-a plăcut, sper că te-a motivat, iar noi ne vom revedea data viitoare cu un nou clip. Până atunci, vă pup cu drag!